Horia Constantinescu și Cătălin Grasa sunt candidații socialdemocraților pentru Primăria Constanța și Consiliul Județean. Anunțul a fost făcut aseară la restaurant de conducerea PSD Constanța. Constantinescu este în prezent președinte al ANPC, funcție din care spune că va demisiona și a mai candidat la primărie în 2020 când s-a clasat pe locul 4. Este cunoscut pentru declarațiile uneori controversate și orele matinale la care ajunge la birou. De când este la conducerea ANPC, nu și-a atras doar prieteni, ci și multe antipatii, mai ales din partea marilor retaileri, care îi contestă capacitățile de control. Va trebui să nu avem neapărat o campanie dâmbovițeană. Trebuie să arătăm ce putem face de la acest moment pentru a îndrepta lucrurile și nici de cum de a arăta cu degetul unul spre celălalt. Vin cu o listă întreagă de proiecte, va trebui să discut cu președintele organizației și o listă foarte solidă de consilieri. Cătălin Grasa, medic chirurg și fost manager al Spitalului Județean Constanța, își testează acum abilitățile în terenul politicii. Vizibil emoționat de anvergura funcției la care candidează, Grasa a spus că are un singur proiect pentru județ, sănătatea. Sunt pregătit, pot să spun. Care e proiectul mare, dacă dezvoltarea infrastructurii pe partea de sănătate. Județul Constanța are o problemă imensă. Nu are decât un spital. Nu are spital de pediatrie, nu are maternitate, nu are spital municipal multidisciplinar. Toate au fost, sunt pe această structură, acest spital. O apariție neașteptată după reacții la conferința socialdemocraților a fost Decebal Făgădău. Prezența lui Făgădău a apărut că ia prin surprindere pe liderii partidului. Fostul primar s-a așezat în colțul mesei, de unde a anunțat că revine în PSD și că îi va susține pe Horia Constantinescu și Cătălin Grasa. Am luat decizia de a mă întoarce în viața politică și de a împărtăși din experiența mea, cu bune, cu rele, cu realizări, dar și cu greșeli, lui Horia, astfel încât orașul să intre pe un făgaș de normalitate și să se oprească această nebunie care, sincer, cel puțin pe mine ca cetățean, mă face să nu mai înțeleg nimic, nici unde suntem și mai ales unde ne îndreptăm. Făgădău a declarat în repetate rânduri că își dorește să candideze din nou la Primăria Constanța, iar sondajele îl creditau cu șanse. Partidul a decis însă altceva. Făgădău primește totuși un premiu de consolare, un loc pe lista de deputați cu care PSD Constanța merge la alegerile parlamentare din toamnă. Anunțul a fost făcut tot aseară de președintele PSD Constanța, Felix Stroie.